Bună, dragele mele! Bine ați venit sau bine ați revenit la mine pe canal! Astăzi este sâmbătă și dăm drumul unui nou vlog. De obicei vorbesc cu voi dimineața, astăzi este ora 5 aproape și încep acest vlog pentru că vreau să fac un tort. Mâine se întoarce prietena mea din concediu, au avut botezul băiețelului și vreau să fac un tort. Vreau să vă arăt că am cumpărat aici să-i pun și deasupra tortului. Eu vreau să fac un tort, ceva de genul cum am făcut de ziua mea, nu știu dacă ați văzut vlogul în martie. O să fac un blat simplu, am scris pe carnețel rețeta pentru că așa uit ingredientele dacă vreau să vi le spun eu din cap. Și, pardon, o să fac un blat simplu și vreau să încerc să fac în mijlocul tortului blatul de la Banana Bread. Îmi place atât de mult, deși ultima dată nu a ieșit la fel de bun ca prima tură, pentru că nu am avut unt de 82% grăsime, cu 82% grăsime și eu cred că untul a fost de vină, dar de data asta o să îl fac cu, unt de 82% grăsime și vreau să vedem cum iese. Nu găseam această chestie, m-am gândit că s-a pierdut. Eu o să-l decorez cum știu eu, decorat de mine, nu sunt vreo expertă. Și i-am comandat de pe Amazon, pe el îl cheamă Zian Iulian și a fost creștinat ieri, așa, cu numele lui și cu creștinare. Și are aici un bețișor pe care o să-l lipesc, o să-l lipesc de el și o să-l înfing în tort. Dar până ajungem să punem stickerul acesta în tort, am de lucru, așa că vreau să caut carnețelul, să vă citesc rețeta. Am luat și niște baloane, tot așa, cu creștinare. O să le umplu, să le duc mâine. O să le umplu? O să le umflu? Să le duc mâine. Am aici carnețelul. Eu în primul blat nu o să bag cacao. O să las așa galben, cum iese el de la ouă. Așa, aveți nevoie de 6 ouă, un praf de copt, 6 sau 8 linguri de zahăr. Depinde de cât de dulce vă place. 6 linguri de făină și nucă de cocos, nuca de cocos la fel, dacă preferați să o puneți, dacă vă place, dacă nu, puteți să o omiteți. La blatul de la Banana Bread, eu l-am mai spus aici pe canal, dar ținând cont că fac acest tort, o să vă mai spun o dată ingredientele. Eu pun nucă, 2 banane foarte coapte, praf de copt, unt, 6 linguri de zahăr, zmeură, făină și un ou. Și crema vreau să o fac din Nutella și mascarpone. La mine, la tortul de la ziua mea, mi-a plăcut tare mult crema. A ieșit foarte bună și deasupra vreau să scriu, pentru că crema o să iasă neagră de la Nutella, o să vreau să scriu deasupra Zian Iulian cu biluțe din acestea albe. O să vedem noi dacă reușim. Milada doarme, m-am chinuit o oră jumate astăzi să o adorm, nu a vrut, până la urmă a dormit ea după singură, dar până să se trezească ea vreau să văd dacă reușesc măcar un blat să coc, pentru că după o să plecăm cu ei în parc, trebuie să mergem să-l scoatem și pe Raies. Așa că, da, dragilor, mă bucur că sunteți aici cu mine la un nou vlog, haideți să facem primul blat. Am auzit-o pe Milada. Haideți să ne apucăm de tort. O să scot întâi tot ceea ce am nevoie. Am aici nuca de cocos, praf de copt, făină. O să trebuiască să cobor până în beci să mai aduc făină. Așa. Zahăr am aici, ouă. Prima dată am nevoie de 6 ouă. Cred că trebuia să le scot eu puțin mai repede, să fie la temperatura camerei, dar nu cred că are ceva dacă nu sunt. Așa, 6 ouă, 4, 5, 6, da. Untul, o să pun untul la topit ca să-l am pentru, pentru următorul blat și cred că cam atât. Ok, mă pun să separ ouăle, să separ albușul de gălbenuș și o să mă duc în camera cealaltă să le mixez ca să nu o trezesc, să nu deranjez prea tare pe Milada. Iar apoi să pornesc și cuptorul, să îl las să se încălzească ca să bag aluatul, blatul.
blatul. Să bag blatul direct în cuptorul încălzit. Așa. Ok. Să-mi iau un castronel pentru gălbenușuri. Și să le separ. Am fost deja dincolo și am mixat aici albușurile cu zahărul. O să vreau să adaug gălbenușurile. Le adaug așa încet încet și o să le amestec o spatulă ca să nu iasă tot aerul. Ca să iasă cât de cât pufos. Sper din suflet să crească pentru că o să trebuiască să-l tai în două. Și am nevoie de el să fie crescut. În caz că nu îmi crește foarte mult, mă gândesc să-l las așa și să mai fac unul. Dar o să văd. Oameni, că le adaug pe toate. Și mestec încet. Apoi adaug făina, praful de copt. Și cam atât. A, și nuca de cocos. Iar apoi la cuptor cu el. Deja am pus puțin în cuptor untul meu să se topească. Și după bag direct blatul. Apoi mă apuc direct să-l fac pe celălalt până stă acesta în cuptor și se face. Vreau să-l pregătesc și pe cel de la banana bread. Cum am zis până plecăm, vreau să le fac pe amândouă ca să se răcească până ne întoarcem. Cred că pe TikTok, de care nu știam și am zis să-l împărtășesc cu voi. Vreau să pregătesc tava pentru primul blat și o să ung folia de copt cu unt. Să vedem dacă o să se mai lipească sau nu blatul, dar sunt convinsă că nu o să se mai lipească dacă o să fac asta. Mă apuc să ung această hârtie de copt cu unt, o pun în tavă, pun blatul și mă apuc să-l pregătesc pe celălalt. Pentru că untul pe care l-aveam e prea tare. Am scos untul din cuptor și iau o spatulă din aceasta și o să o ung așa, cu puțin unt. Este mult mai ușor. De a măcina și nuca și acum că am băgat primul blat vreau să mă apuc de al doilea. Am aici nuca pe care tocmai am măcinat-o și mă apuc să-l pregătesc și pe al doilea. Thank you.
Reel me in to get it going. Open me up. Sweet talking like you mean it, but you're making it so complicated. I hate it. Every time I get too close, you push me away. Don't wanna stick, telling me you don't want any obligations. And how you hate them. Don't call me just 'cause you're lonely. Maybe I'm not. I think about it way too much, and every single thought is making me, making me. Give me something straight from your heart. All this insecurity is tearing me apart. You're making me sleepless. You're making me sleepless. Yeah. I keep losing in this game of playing pretend. I don't wanna be a 4 a.m. I'm suffocating just by waiting on you. So don't call me just 'cause you're lonely. You know you're killing me slowly. Nah, maybe I'm... Gata, am scos primul blat. Este destul de crescut. Cred că am uitat să vă spun că blatul acela cu zmeură, blatul de la Banana Bread, nu o să-l tai, adică vreau să-l las așa întreg la mijloc și pe acesta vreau să-l tai în două, adică tortul să fie așa, pe trei rânduri. Îl scot pe acesta, îl bag pe celălalt la cuptor și apoi plecăm și noi în parc. Am ajuns și eu acasă și vreau să continuăm tortul. Am făcut doar blaturile, acum vreau să fac crema și să ne apucăm să-l ornăm. Sincer, este partea mea preferată, ornatul. Sunt curioasă cum o să iasă. Aici e bubulina mea care doarme. O să vă inserez aici un video. Milada a zis mama. De fapt, ea tot zice de o perioadă încoace, doar că nu le lega foarte bine. Zicea așa că ciuma, după mai zicea altceva, dar în seara asta chiar a zis pe bune, așa că o să vă las aici un video să auziți și voi. Noi suntem tare fericiți. Eu una sunt tare bucuroasă, am plâns de emoții. Dar cine este mămică, sigur mă înțelege. Ea doarme, doar ce am adormit-o. Vreau să scot Nutella și mascarpone. Să știți că eu am pe internet am văzut că trebuie ținute la frigider ca să nu se taie crema și mascarponele și Nutella. Atâta tot, mascarpone, Nutella și mă apuc să facem tărtălețe, să ornăm tortul, să vedem ce o să iasă. V-am arătat și blatul acesta, nu a crescut, adică este mic, mă așteptam să nu crească pentru că am pus două linguri de făină sau trei și restul e banana și zmeura, și... dar nu contează că celălalt o să fie tăiat în două, acesta o să fie băgat la mijloc, cremă și da, eu sunt convinsă că o să iasă foarte bun și nu o să fie mare, dar e ok, adică e pentru două persoane, nu aveam nevoie să-l fac foarte, foarte mare, e suficient. Eu o să folosesc această mascarpone pentru deserturi, am găsit-o la Sainsbury, am luat 3 cutiuțe, acum să văd câte o să folosesc, dacă le bag pe toate 3 sau dacă or să fie suficiente 2, cred că le pun pe toate 3 pentru că am și un borcan mare de Nutella. Dacă mai rămâne cremă, e ok, văd eu ce fac cu ea. Does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you. Gata, am bătut și crema. Ideea e că a fost foarte tare Nutella și cred că dacă mai băteam un pic o tăiam. Eu cred că încă e ok.
adică așa pare, pare a fi ok. Mă apuc să tai blaturile și să umplem tortul. Cred că o să las tortul pe tocătorul acesta, că nu știu pe ce să-l pun. Să-l fac pe farfurie. Haide să încerc să-l fac pe farfurie. Am terminat de pus crema, sper din suflet să nu vă deranjeze diferența. Acum filmez cu celălalt telefon pentru că se pare că nu mai am memorie, trebuie să rezolv problema cu telefonul meu. Am pus crema și acum vreau să îl ornez. Gata, l-am terminat. Mie îmi place tare mult cum a ieșit. N-am reușit să scriu Zian, erau prea mărunte chestiile acestea și eu pur și simplu nu am reușit să-i scriu numele. Zian, Iulian am vrut eu, dar am montat această chestie și vreau să o pun. Nici nu știu unde să o pun. Cred că o să o pun așa într-o parte. Hai să vedem unde să o punem. Pun aici? Pun aici? Pun aici? Opa! Opa! Gata! Ui, ce frumos e! Îmi place tare mult! Filmez iarăși cu telefonul meu. Sper din suflet că o să am memorie suficientă. Am terminat tortul, este ora 9:30. Aici bubulina mea doarme, trebuie să mă apuc să strâng. Pe aici am despălat vase și vreau să condimentez niște ciocanele. Le-am scos încă de la prânz din congelator, vreau să le condimentez, să le pun întâi puțin să fiarbă.
pentru că vreau să le duc și ceva călduț de mâncare, pentru că, na, vin de la aeroport, o să fiu un drum foarte lung și cu bebe și sunt conștientă că o să vină flămânzi, așa că vreau să le ducem și ceva de mâncărică. Dimineața doar o să le bag la cuptor, nu e cine știe ce, o să fac niște ciocănele cu niște cartofi la cuptor și tot dimineața o să mă trezesc să frământ o pâinică. De fapt, cred că o frământ din seara aceasta și o las la crescut. Oare are ceva că stă atâtea ore? Nu cred, n-ar avea ce să aibă. Cred că le frământ din seara aceasta, las una pentru noi, una le duc și lor și cam atât. Până spăl vasele și până strâng pe aici, o să pun pulpele să fiarbă și numai așa să le las puțin cât să dea un clocot, apoi le condimentez și vreau să pregătesc tot în tavă. Dimineața nu mai să bag tava la cuptor ca să duc mâncarea cât de cât proaspătă. Nu știu pe la cât o să ajungă ei pe la prânz, dar e ceva ce pot să reîncălzească și să mănânce. Așa că mă apuc să strâng și noi ne auzim mai încolo. Am curățat deja cartofii, i-am pus aici la fiert, i-am pus și pe ei puțin în apă cu... O să pun și puțin unt, sare am pus deja, am pus și ciocănelele aici la fiert și vreau să spăl vasele și cam atât, numai bine, până spăl eu vasele și până le pun la locul lor, or să fiarbă și pulpele cu cartofii, pregătesc și tava, o bag la cuptor și dimineață numai le dau drumul. Eu am fost deja cu ursul afară și vreau să vă arăt ce lucrușoare i-am aluzianu de la H&M. Am găsit aceste două badiuri care mi-au plăcut tare mult. Primul este așa albastru cu buline maro și al doilea este așa maro simplu. El este mai mic decât Milada cu o lună, nici o lună. Milada e născut în 5 ianuarie, el în 1 februarie. Se cam potrivesc la hăinuțe. Apoi, mai am aici două perechi de pantalonaj. Prima pereche este așa. Asta mi-a plăcut cel mai mult. E foarte faină. Le găsiți încă în H&M dacă vă plac. Probabil și pe site. Mie mi-au plăcut tare mult ăștia. Dar și ăștia lan sunt frumoși și m-am gândit că merg foarte bine cu body-urile acestea. Și pantalonașii acestea. Și mai are acolo o jucărie înăuntru. Vreau, deja am dat drumul cuptorului, am dat drumul mâncării să se facă, cartofilor și ciocănelelor și vreau să umflu baloanele, nu știu câte sunt, cred că 8, așa că mă apuc să le umflu și vreau să mai pun folie de aluminiu peste tort, pentru că trebuie să-l duc cu mașina
și nu vreau cumva, vreau să-l acopăr și o să încerc să pun folie de aluminiu peste, sper să nu-l stric, dar deja crema s-a întărit, așa că nu cred că o să fie o problemă. Mi-am făcut și eu o cafeluță aici fără cofeină și mă duc să umflu baloanele. Haideți cu mine! Nu mai țin minte dacă v-am arătat sau nu baloanele, dar vi le arăt acum. Sunt 8. Albe, albastre. Așa arată și pe ele scrie creștinare. Mă pun să le umflu și cred că o să le pun eu într-o pungă în ceva ca să le duc, să le pun acolo. Da, sunt 8, câte 2 din fiecare. Ideea e că la ora asta nu am nici măcar putere să umflu baloanele astea. Așa că o să le umfle al meu când se trezește. Între timp s-a trezit și Milada mea, dacă o auziți pe fundal, este ora 7:30. Am pregătit aici tava în care vreau să le pun cartofii cu pulpițele. Acum le-am scos din cuptor, vreau să le pun acolo în tavă și să le acopăr cu folie de aluminiu pentru ei și pentru noi să le las aici în tavă aceasta, să le acopăr la fel, să nu se întărească. Așa, mama, papiarbă, mami. Da, iubire, da. Am ajuns și noi acasă și am zis totuși să fac și încheierea acestui vlog. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați canalului, să ne dați un like. În descriere găsiți și Instagramul. Eu vă pupăcesc tare, tare și ne revedem în următorul vlog. Pupii!